În urmă cu 40 de ani, bucureșteanul Vlad Vasiliu urca pentru prima dată pe scena din Galați. S-a îndrăgostit iremediabil de publicul de la malul Dunării și a decis să rămână aici. A știut să aducă zâmbete pe chipurile iubitorilor de teatru și să creeze emoții în sufletele acestora. La această imensă copaie în care se plămădește frumosul, pe scena aceasta am împlinit 40 de ani. Pentru voi am făcut ceea ce eu consider iubire, ceea ce consider dragoste, ceea ce consider artă. Cum e, domnul Vasiliu, să sărbătoriți 40 de ani de carieră artistică cu acești copii minunați și talentați? Păi iartă-mă, de-abia am început să-i sărbătoresc, că de acum un an de zile tot am să sărbătoresc 40 de ani, pe urmă nu. Dar 40 de ani ca să se știe că lumea zice că ai 40 de ani de teatru. Nu, eu am 50 de ani de teatru, dar 40 de Galați, pe scena asta. Iar copiii îmi plac. De-aia am și școală de teatru, de-aia vreau să predau ștafeta, să o predau frumos. Adică eu o să trăiesc, să alerg încă pe lângă ei, dacă se poate, dar nu așa de repede să ne despărțim din fuga respectivă. Iar Maria și Ștefan sunt extraordinari, familia Pasopoliar, sunt oameni deosebiți, oameni ai scenei, oameni ai Galațiului, ai urbei, care vă iubesc, dragi spectatori, vă iubesc. Care este secretul unei cariere îndelungate? Eu zic că e prea scurtă. Cariera n-a fost îndelungată. Pasiunea. Pasiunea. Dacă ai dragoste de oameni, eu așa am spus întotdeauna, teatrul înseamnă dragoste. Dacă ai dragoste de oameni, dacă ai pasiunea de a le da frumosul, în semn de apreciere pentru cariera spectaculoasă a artistului, Maria Crăciun, Ștefan Atârgovițoaie și soții Vasopol au susținut un spectacol de neuitat. Sărbători în casă, pot spune așa, trei generații, eu și Ștefana Târgovițoai, copiii, Cristina Vasopol și Valentin Vasopol, voci minunate ale Galațiului, maturii, și domnul Vlad Vasiliu, care totodată împlinește 40 de ani de carieră pe scena galațeană, și ne bucurăm foarte mult că am putut să cuprindem toate aceste lucruri într-un spectacol și sper ca totul să fie foarte bine și lumea să plece de la spectacol încântată. Pentru mine ești un iasâmpăr de copii, poate-n cuvânt ce am spus mărăros, am supărat cum să uit tot ce-a fost. Am auzit foarte multe lucruri bune despre tine și despre faptul că ești un copil foarte talentat. Cum a fost în Italia? În Italia am participat în 2011 la un concurs care se cheamă Te lasci una canzone pe Rai 1, urmărit de aproape toți italienii, și l-am câștigat prin muncă și prin foarte mult efort. Pe scena dramaticului gălățean, Vlad Vasiliu a jucat în numeroase piese. Printre acestea amintim O scrisoare pierdută, Băiatul de aur, Ne cheamă pământul, Casa cea nouă, A 12-a noapte și Gimnastică sentimentală.